prudență, domnilor și domnilor, bună seara! Fără să considerați, salutăm prezența dumneavoastră astăzi aici, la Filarmonica Națională Sergei Lunchevici, la un concert jubilar al compozitorului Vlad Burlea. Ajuns la jubileul de 60 de ani, marea dorință a compozitorului este de a face posibilă reîntâlnirea melomanilor cu universul său muzical. În această seară a adunat cele mai frumoase voci din Republica Moldova într-un concert extraordinar. Aducem sincere mulțumiri sponsorilor noștri, restaurantul Oscar și Asociația Obștească Merele Star, reprezentată de Valentina Alexa, care are drept scop promovarea tinerilor talente. Vlad Burlea s-a născut la 1 martie 1957 la Bravicea, Călăraș. A absolvit Conservatorul de Stat din Chișinău, clasa de compoziție a profesorului Gheorghe Mustean, după care a urmat o stagiere cu Pavel Riveles. Din anul 1998 și până în 2002 a fost director al Colegiului de Muzică Ștefaneaga din Chișinău. Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, iar din anul 2016 este membru al Uniunii Compozitorilor și Compozitori și Muzicologilor din România. Semnează creații vocal simfonice, camerale, corale, muzică de teatru și film. Actualmente este profesor de obiecte muzicale teoretice la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefaneaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În această perioadă, premergătoare sărbătorilor pascale, vă propunem spre audiție câteva creații cu tematică religioasă. Rugăciune pentru soprano și orchestră de cameră. Evoluează Ana Cernegova, solistă a Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, Amelia Uzun și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale. Director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, artist al poporului. Thank you.
orchestră de cameră. Solistă Natalia Bucărău. Thank you.
inimă. Versuri Galina Furdui. Interpretează Ala Zasmenko și Sergiu Braga, doi tineri promițători. Thank you.
la baza căreia stă piesa Iartă-mă a lui Ion Alga Teodorovici, care astăzi ar fi împlinit 63 de ani. Această lucrare este dedicată tuturor artiștilor plecați înainte de vreme. Evoluează soprana Ana Cernicova și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale. Dirijor Mihail Agafița.
multe. Dor. Versul Vasile Romanciuc. Evoluează solista Teatrului de Operă și Balet Lilia Șolomei, artistă emerită, și Sergiu Braga.
dragostele dumneavoastră, aș vrea să ne invit în scenă pe domnul Pavel Gavurac, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. Și din numele meu personal, să vă felicit cu acest jubileu, cu acest minunat concert. Ați ajuns la o vârstă când, cum spunea și maestru Mihail Agatiță, un compozitor începe a scrie mai mult, deoarece are timp liber. Eu vă doresc să aveți timp liber și să creați cât mai mult. Și precum un sfârșit nu reprezintă altceva decât un nou început, vă sugerez chiar din această seară să începeți să creați un nou repertoriu pentru ulterioarele concerte. Vreau să felicit orchestra Filarmonică Națională Sergei Lucheniuc pentru acest concert minunat. Sunt sigur că va fi și în continuare un concert extraordinar sub bagheta maestrului Mihail Agafiță. Care permanent, cu mare amabilitate, acceptă să dirigeze creațiile compozitorilor din Republica Moldova și astfel domnul Mihail Agafiță este un promotor al muzicii contemporane din Moldova. Maestre, eu vă doresc mult succes și, cum spunea dumneavoastră, un compozitor trebuie să aibă concerte jubiliare, dar nu foarte multe, deoarece sunt foarte epuizante. Eu totuși vă doresc să aveți cât mai multe concerte și să ne întâlnim și peste 5, 10, 20 de ani și tot așa. Vă doresc mult succes, multă sănătate, disciplină, creație atât calitativ cât și calitativ și toate cele bune. La mulți ani! Vă mulțumesc! Dragi maestri și prieteni la Burlea, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, e un moment important faptul că astăzi vom ajunge pe unul dintre compozitorii reprezentativi ai muzicii contemporane românești de la Sfântul de Prut din Basarabia, dar și ai muzicii românești contemporane în general, un om deosebit care ați văzut că s-a plecat cu stăruință și cu seriozitate asupra tuturor genurilor, practic până astăzi, a abordat și compozițiile simfonice și genul de opere și am avut prelungul să vă conving ce piese corale, ce piese și de muzică ușoară și a abordat poezia cultă românească și folclorul românesc de o manieră exemplară. Eu mă bucur că îl găsim astăzi la maturitatea creației când este așa cum îl cunosc și un om cu un spirit critic și autocritic. Foarte treaz, cu picioarele pe pământ, nu se îmbată niciodată cu apă minerală, nu îl îmbată laudele altora, de aceea astăzi când este jubileu și când se spun multe laude, eu sunt sigur că domnul Vlad Burlea rămâne în sfera creației sale, un om a plecat asupra unor subiecte care îl preocupă și îl preocupă multe dintre acestea, de la Mănăstirea Argeșului și Viorița, până la Magda Isamu și până la ultimele realizări și literare și artistice care se produc în lume. Este un mare iubitor de literatură, un mare iubitor de arte plastice, un om cu care este plăcut să te întreții și mă bucur. Este că am avut prilejul să colaborăm și ca și oameni de creație și totodată să colaborăm cu dumneavoastră în calitate de compozitor în programele pe care le sprijină Institutul Cultural Român Mihai Eminescu. Să trăiți la mulți ani!
sunt trandafirii pentru dumneavoastră, 5 trandafiri pentru 50, al 6-lea este trandafirul inimii mele, pentru a 6-a zecime. Ca un semn al continuității acest volum și să vă fie muzica precum Dunărea. E aici cel mai alt album al Dunării din toate timpurile, să vă inspire și muzica dumneavoastră să fie la fel de maestoasă, lină, dar și neliniștită și să ne neliniștească și pe noi, să ne ducă în sfere frumos, precum este marele nostru Fluviu Danubis. Doamne ajută la muzică! Valeriu Matei, am realizat spectacolul Mănăstirea Argeșului și astăzi noi o să prezentăm o scenă din acest spectacol, dar să știți că grație Institutului Cultural Român, multe din creațiile colegilor mei, a pictorilor, a scriitorilor, au văzut sau editura, sau expoziții, anume datorită acestui om care nu o sedește niciodată să se ducă la capul, la clara, la sușel, la edică. Mai este, vin la concertată, dar vin de la edică, vin neapărat. Îi mulțumesc foarte mult! Mărturiile Calvarului, tablouri vocal simfonice în trei părți pentru altino, declamator, cor mixt și orchestra simfonică. Evoluează Capela Corală Academică Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stefan, artistă emerită, declamator Nicolae Jelescu, artist al poporului și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, artist al poporului.
de sângele lui Hristos. Thank you.
Vasile Alexandrei, scrisă pentru bas solo, voce folclorică, orchestră simfonică, cor mixt și orgă. În această seară vom aurea tabloul 2, Lucrul zidarilor, în interpretarea Capelei Corale Academice Doina și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale. Să vă mulțumim.
Thank you.
viziunea dumneavoastră. Vreau să mulțumesc fiecărui din acești minunați muzicieni, din orchestră, din cor, care, în pofida tuturor greutăților care sunt astăzi, ei găsesc forță, timp și dragoste pentru muzică să ieșim în fața dumneavoastră cu ceea ce credem noi că este mai frumos. Vă mulțumesc tuturor! Orchestra Simfonică Națională a Filarmonicii și desigur că Mihai Agafința, care este tot timpul alături de mine și nu numai de mine, dar de compozitorii din Republica Moldova. Și în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră că pe ploaie, pe timp curând, ați venit să fiți alături de noi. Mulțumim! Domnilor și domnilor, concertul din această seară a sfârșit. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă urăm sărbători fericite. O seară frumoasă în continuare!